acestui eveniment, Camelia Mamea, Mihaela Huci, Carmen Axinia, Ovidiu Albert și Caterina Costan. Noi invităm într-o pași noastră călătorie în lumea teatrului. Iar acum un robot de aplauze pentru susținătorii noștri, sponsorii care s-au alăturat acestui vis al nostru. Sete Marca și Legul Funcțiile. Restaurant Seifur. Seasons Bistro. Sece Alpha Farm SRL. Agenția Pastrii 2. Sece Lipicon SRL. Floritoria Arc SRL. Fundația Dan Bărbulescu. Loc de joacă Piticol. Happy Day. Academia Petru Tocănel. Video Stel. Pita Luca. Un Incredit Bank. DJ Ilia Rugină. Secetana Iris din Comunțele. Și televiziunii Roman 24 online, care asigură transmisiunea în direct cu sprijinul domnului Marius Nicolae. Pentru început, îl invităm alături de noi pe domnul primar Lucian Micu. Haideți-o la problemă. Și care promovează la asta, iar când spun oameni, mă refer atât la cei mici, la copii, cât și la copii. Eu vreau să vă felicit pentru inițiativă. Mă bucur că România este din nou gazda unui festival care aduce în casa noastră pe unitate seama cu toate părțile țării. Asociația Culturală Artistică Gong reușește și astăzi să oferă o mare bucurie multe noastre în acea cum și vă mulțumim pentru acest lucru. Spuneați în invitație despre Gong că este un gând, o poveste, referitoare de vis. Vreau și eu să vă urez ca încă de la această primă ediție festivalul să fie reușit să trezească cât mai multe pasiune, cât mai mult interes, să vă încânte inima cu gânduri cât mai bune și în același timp să fie o poveste de vis care să dăune peste gând. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes tuturor celor implicați în acest proiect. Vă mulțumesc! Iar acum o invităm alături de noi pe doamna directora Colegiului Național Roman Vodă, profesor Mihaela Tanovici. Mă onorează faptul că ați ales ca vocație Colegiul Național Roman Vodă și nu întâmplător că mă uitam și la unul de aici, după lege pentru cine știe ce vrea și pentru cine vrea să știe. Iar voi astăzi, probabil vreți să știți, care sunt cei mai talentați actori, nu? Alături de distinsa doamnă Costan și trupa Cor. Este o activitate, așa cum am spus, care m-a impresionat din prima clipă, în momentul în care am văzut proiectul, așa cum l-au prezentat colegele mele. Este un proiect care sper să-l derumeze, să se derumeze în continuare, să aibă o viață lungă, la cât mai multe ediții. Și chiar mă gândeam că, de obicei, eu e netul, le spun următorul lucru, că viața exact apare ca un joc de rol. Depinde fiecare dintre noi, nu știm să ne jucăm rolul. Unii joacă mai bine, alții mai rău. Eu știu că astăzi, cei care vă aflați aici, vă veți juca foarte bine rolul și toți veți fi la final câștigători. Succes în continuare și la cât mai multe ediții pentru acest festival. Și invitați de noi pe doamna Caterina Costan, președintele Asociației Culturale Artistice Gong, una dintre inițiatoarele acestui minunat proiect. Și bine ați venit la prima ediție a Festivalului Interjudetean de Teatru Gong. Bine ați venit și vă mulțumim că ați ales să scrieți alături de noi o nouă filă din frumoasa carte a culturii romașcane. Vă invit așadar
să dăm glas emoției și să călătorim pe minunatul tărâm al teatrului. Festivalul nostru se dorește a fi o minunată incursiune în lumea poveștilor, dezvăluirea unui inepuizabil izvor de creativitate, dăruire și cântare. Pentru că teatrul reprezintă singurul joc din lume unde putem fi oricine, oriunde, oricând. Vă invit așadar, dragi copii și dragi invitați, să pășim cu drag pe tărâmul teatrului. Declar deschisă prima ediție a Festivalului de Teatru Gong, deci să bată gongul sus cortina! Saluta prezența onoratului nostru juriu. Președinte juriu, actrița Gabriela Iuniță. Actora teatrului municipal George Bacovia, Bogdan Hurtugan. Scriitoare doamna Violeta Lăcătușu. Crina Galaban. Profesor Paul Alexandru. Și profesor Anișara Cojucaru. Și doamna Jora, pregătătoare de Colegiul Național Roman Vodă. Ei, a sosit momentul să-i cunoaștem și pe toți cei care astăzi vor da clase motivi și vor conduce pe tărâmul poveștilor. Atelier teatral Masca Bacău. Și Roman, județul Neamț. Județul Bacău. Zicanții, Scuza Vodă, județul Călăraș. Pildești, județul Iași. Neșmită junior, Bacău, județul Bacău. Picături de Lămâință, Cotul Vameș, județul Neamț. Tu activ, Piatra Neamț, județul Neamț. Iar acum copiii fratelor a treia de la Colegiul Național au sosit să le prezinte imnul festivalului. Vă invităm să cântați alături de noi. Să bată gongul! Sucotria!
Sper profit. Iată că secțiunea individual începe. În aplauzele dumneavoastră și ordine alfabetică, voi intra în scenă pionerii teatrului. Andra Alesia vine din Gherești și ne spune ce mai face prințul Mirlau. Haideți o aplaudă! Yeah.
și mă-i nerva, dar mă, că pipeivul stă într-una. Dar m-am o priză, că mă bate Dumnezeu. Nu știu asta cum s-a întâmplat, tare greu să și barbat. Vrei să mergi la o beli? Stai că vine a ta muieri. Vezi că bate lesmurdare, vezi că n-a făcut mâncare, am program la tău acord și nu mai am niciun chior. Al sopte surjulat, n-are stimă de barbat, dar când dai pistol muierii, și când fac ușor cu mâna, stă în loc până și luna. Să mă bate nițelul să mă dau puțin curului. A, și dacă vrei de mâncare, dă-i pentă și lebrare. Și ca să nu avem scandal, ți-am făcut și un program. Luni am sală tăi la 7, marți e liber la salon, minunate întâlnicire de copilării, nu? Astăzi ne amintește Discă David Lucian din Iungat, județul Iași. Cum este treaba cu curatul? Profesor coordonator Bărdan Mihaela. Să-mi facă și mie un buhar! O, ce nu!
acum Farca și Alexandru din Ghelești, profesor coordonator, Dărculețe Ermina. Aici ați scăldat, dă-te jos, e
înțelițată, să ți arate mărioara după pată și răzgată. Ce sunt de tot jucate, e foie, foc și pată. Sunt de tot hâtca, nebabă, cade carnele tău. Baba fierbe, bobotește, rugă-ți marea bucă. Dar tâta nu-i merește. Când încearcă să se urce pe tâmpină frioasă, din cireșul sub deodată, sară câine patrimoană. Nici n-a timp să sar curleagă. Și credeam că în ziua aceea, seara când mi-a fost necazul. Mai spun seara, când a auzit tata trebușoara asta, mi-a tras nimeni o mătaie, dar nu m-a spus cu semne. Și-o voi ține poate minte chiar și între patru. Dacă știi, tu asculti. Victor Munteanu vine de la Bacu și ne spune cum stă treaba cu critica de jos. Profesor coordonator Ionel Tănase. Haideți să aplaudăm!
Ana, știi cumva ce au cum o muscă și un bol? E bine, poate ne va dezlega misterul Neam și Teodora, care vine din Bacău, de la Fundația Teatrală Neghiință. Profesor coordonator Ionel Fănase. Mulțumesc! Yeah.
un atelier Bacău, este de Ponta. Serena Măriuț desează scufița roșie, care nu se lasă intimidată de lucru. Serena cu scufița roșie, profesor și operator și Da, și nu ai chiar
ciuda glume, o fac de râs și scot o lume, o lier gătită-n ciuda lei în lume. Ei, știu eu, focul, ochii mei, Lisandruie, care tace, tace, spune-ți neca de mine, când frate de pânică, fac bine. Are 10.000 de lei. Uite bani!
Vom afla câteva lucruri despre degețel de la Țurcanul Teodor, care vine din Piatra Neamț. Profesor coordonator Dan Rigoraș. Învățătoarea a avut
văzut că erau o grămadă de actori la părți și atunci i-a chemat la loc să-l ajute pe Andrei să reprezinte mulțimea satelitor. Andrei s-a supărat. El vrea să fie singur mulțimea satelitor, dar următoarea este mai. Bine! Azi următoarea. Atâncerea, citiți bine rolurile. Alex, uite ce să faci. Sosește aici, e disperat, ești în pădure, îți cauți frații și te găsești în fața lui, mă va încălța. Iar voi ceilalți, puțina, spuneți toți împreună. Dar acesta este de cățel, împreună cu mă va încălța. Să dăm drumul, haideți! Mie ce-i bun și George, făceam puțin. Eu mă puteam curatul. Eu aveam linia și eu din ar, preferința în alta dinișoară, când odată am auzit-o pe învățătoare strigând. Destul! La lucrurile voastre! Nu vreți mai juca această piesă la semane! Nu vreau ca domnul director să-mi facă și ceva! Am rămas cu toții în cură de stat. Iar prima dată,
astăzi. Poveniți, Alin, dacă te ascultăm.